Ce-ai pățit? Ai fost iar la medici și iar ai avut probleme. Am văzut cazul tău, mai întâi să arăt patul meu, este cum tumbă, că tot cum trebuie la noi, spital, să șed în gastrologia. Am văzut emisiunea ta acolo când nu a dat voi la pată și să intru la medic și să te preveniți, să controlezi. Da, o femeie de la Vărâncău, la Soroca. Da. Eu vreau să vă spun, este o problemă extraordinară, iar că eu și acum, luni, trebuie să ies din spital și mie mi s-a zis neuropatolog să ajung numai decât la medic să controlez vasele, din motivul că am avut stres foarte mare și mi s-a micșorat vasele. Și acum eu am sunat la medic și mi-a spus că până la mai, luna de mai, și carantin și toate instituțiile medicale sunt închise și noi nu putem nicicum să ne adresăm la nimic, trebuie să așteptăm. Eu să cred că noi avem pandemia, nu numai de coronavirus, și de debilitatea medicilor. Ei când odată jurământul că ei ați ajută la bolnavi, chiar dacă ar trebui necesitate și ei să moară, să se ducă la riscul ăsta, ei atunci nu s-au gândit. Dar acum, în moment dat, ia că uite, ești pe copiii lungă și pe tăți. Acesta este un caz extraordinar de rău și eu am vrut să susțin doamna și de la Tatu Șeală și să spun că cumva desfacem să ajungă asta la Ministerul Sănătății, clipurile este. Imposibil să lăsăm cum mă aveți? Da, te văd și te aud, Oleg. Doar că femeia aceea s-a plâns azi, a vrut să sune la minister și cam toată ziua a găsit telefonul ocupat la minister. Ocupat și eu de-am am sunat la 112 și am vorbit cu dânșe și zic, ia că înlămuriți mie, ia că la mine problemă neurologie, ia că eu trebuie să mă răzbesc cu vasele mele. Ce să fac eu acum dacă pe mine nu mă primești nicăieri, medicul de familie nu poate că e carantină, că aș putea. Nu poate că toate clinicile sunt închise. Înțelegi cum? Și noi, pacienți, suntem nevoiți să stăm în fața periculosului caz, așa, față la față la moarte. Înțelegi cum? Și să nu facem nimic. Păi, poate că au considerat că în cazul tău nu-i pericol de moarte. Înțeles că ai avut aciditate, chestii, se tratează acum de arsurile cele, nu de în Rusia când ai venit. Și asta nu-i pericol chiar de moarte. Nu. Și de aceea să gândesc să te amâne examinarea ta pentru după ce o să treacă criza. Acum sunt oamenii care chiar riscă să moară. Ai auzit că de-am 66 de infectați, unul și murit. Eu chiar am văzut cazul cu fata asta, după lege trebuie să primească pe dânsa. Fata de la Soroca s-ar putea să fie un caz mai grav, dar tot nu se știe. Dar eu îți spun, am o situație, eu pur și simplu am vrut să mă unesc cu situația aceeași, cu situația care este la mine și să arăt că situația asta este nu numai în Soroca, și chiar în capitala la noi, în Republica Moldova. Înțelegi cum? Pe de altă parte, Oleg, am văzut la televizor că plâng autoritățile, că sună prea mulți cetățeni la 112, fără ca să aibă o urgență. Doar să întrebi și cu coronavirusul, dacă poate să trec granița, chestii din astea banale pe care trebuie să le întrebi în altă parte, nu la 112, că acolo oamenii se adresează chiar când au o urgență. Da, este numărul 022-72-10-10 sau 0800-72-10-10, dar acolo nu te dezbați niciodată, că acolo permanent este o la dânșă, înțelegi? Am înțeles. Ia că eu chiar am vrut, eu nu știu, Oleșca, asta este o problemă extraordinară de mare. Și eu vreau să spun că ia că eu chiar am dormit și m-am trezit în panică. În panică ce? Eu repede m-am pușit la medicul, dar el spune asta din pricina de la vasele acestea, la mine se prinește așa caz, că panicuiesc, înțelegi cum? Și eu numai decât trebuie să controlez vasele astea. Și neuropatologul care am fost, poți zis, după ce termini spitalul ăsta, te duci la neuropatolog să controlezi vase. Că dacă nu controlezi, poți și hipoxia și la revedere, poți să mori și în somn. Înțelegi cum care e problema? Dar ce, vasele sangvine intracraniene sau din ochi? Nu, total așa, vase.
chiar Vasile, la eu când am mâncat soda și ei, eu am început să mănânc. Înțelegi cum? Și nu să știi de unde Vasile este să o micșurat, din ochi sau din cap sau din picior sau din deci cel mare, nu să știi, de atâta noi trebuie să controlăm, să găsim problema ca să licuim putem, să înțelegi cum? De acord, cât mai stai la spital? Eu până luni stau și plecăm înapoi acasă, dar... Înapoi la Durlești, mai... știi ceva ce au făcut cu doamna aceea de la Durlești, de la recepție? Cu doamna aceea de la recepție nu știu nimic, eu am scris plângerea pe ea și a insist să fie rezolvată întrebarea aceasta din motivul că atunci când mi-a fost rău, mi s-au cărcat atunci niciunul. Și da, înțelegi că eu singur trăiesc, e ca persoanele singuratice care sunt singuri în casă, este foarte periculos, mai ales noapte. Eu am avut cunoscută de mea care a murit cu telefon în mână, înțelegi că au vrut să cheme salvare. Eu și nu am pe cineva aproape lângă mine, sună și așa, nici n-am cui să-i jelui, înțelegi, să mă fac că mor sau să ne aducă măcar apa, să ia, înțelegi cum? Dacă era și măcar miau el, era măcar să mă înțeleagă. Cățelul acela. Da, dar persoanele cu dizabilitate severă au dreptul la, cum să zice, asistent personal, nu? Da, da, am o să-ți spun, eu am cerut asistent personal, mie mi s-au zis ca să-mi iei din banul meu. Eu prinesc 1500, înseamnă 800 de lei să iei din la mine, de atâta că mă deservește pe mine asistent personal și restul mi se dă înapoi, dar ce să fac eu cu 700 de lei? Și mai ales acum, precum este pandemia de debilitate asta, corona, e că eu la chipul dacă e, nu-i la mine, înseamnă că corona nu-i pe cap, nu-i nici coronavirus, înțelegi cum? Apă înseamnă, nici eu n-am să pot cânta nicăieri, că dacă o pus pe polițiști acolo, pe drum, dar nici nu pot spori cu dânși, că ei au, cum să spun, obligațiuni de la președintele, dar dâni, înțelegi cum? Și nici eu n-am să pot nici cânta, nici nimic și nu știu, este o situație extraordinară. Și deci n-ai să pot supraviețui cu banii de la stat doar, da? Azi trebuiască numai de la stat, da. Dar de la stat eu numai să pot numai să-mi cumpăr mască ca să mă apăr de la președintele Dadon. Păi e seama să nu găsești mască, acum ai deficit, nu mai există în farmacie. Dar eu nici nu cred în măștile cele care trebuie speciale să știu, eu îi plămâresc. Dacă cineva vrea să facă masca, eu am vorbit cu farmaceuta de la Moscova și ei ne-au zis la dânsă tot nu este, dar ei propun firnă masla eucalipt sau dinintă și picură acolo pe petica aceea și pun așa pe față și atunci e măcar o leacă asigură, dar dacă e mască e simplă, e mască, e nu ajută la coronavirus, e numai dacă tu strochești acolo sau spui pe, sau cihaiești, cum în limba română asta? Strănuț. Nu dai posibilitate să ducă la alții, înțelegi cum? Dar în rest, e de la coroana asta, nu te ajută. Oricum, virusul ăsta, Oleg, nu plutește în aer, el stă mai mult în salivă, așa că atunci doar când strănuți, când tușești, de pe mână să ia, nu, el nu plutește în aer, dar poate să fie și în praful din aer, e adevărat. Panica asta cu pandemia coronavirus e duce și la șefii, la oameni de faimă, poate să ducă nervii, poate să fie totul neurologie asta, distania care sasudistă distanie, e ca care nu e este în lume ca o boală, s-o poate, dar nu prea să pune, dar la noi în Moldova medicul a zis că se pune așa ceva. Sasudistă vegetativă distanie, nu știu cum e limba română. Nu știu, mai degrabă o afecțiune pulmonară virusul ăsta, mai degrabă plămânii îi distruge. Și oamenii se tem, înțelegi? De frică, de asta, de tot. Nu trebuie să vă temiți. Dacă a venit moartea, voi trebuie să știți numai una, că știți cu minți și să nu faceți păcate și gata, dar moartea e ca o leșcă, tu nu temi moartea, așa-i? Nu mă tem, știu că e inevitabil, dar n-aș vrea să mor așa ca prostul de o gripă, de o... De o gripă, da. Dar tu crezi în găluși, înseamnă mănânci găluși. Da, eu sarmalian, asta e credința mea. Tu la noi credincios în sarmalie, că eu cred în Dumnezeu și o să mă stăruiesc, mă rog cumva să mă iei și Dumnezeu, dar
Cine și crede în așa și la Oleg, uite, credincioși din ăștia ca tine au fost la mănăstire la Pociaiev și acum au fost diagnosticați chiar azi. 4 oameni au adus virus de la Pociaiev. Unde asta? Eu Rusia sau Ucraina? Eu sunt de acord cu tine. Icoanele nu se șterg. Asta este, nu-i norma. Icoanele niciodată nu se șterg. Și asta e incorrect. Eu când trăiem la mănăstirile, la Țipova ultima dată când trăiem, eu am avut angajament să curăț, să-și sveșnici. Eu permanent în luau cărpa și ștergem toate icoanele și băieți îmi spun eu, dar și ștergi? Ei îmi spun că dacă e sfântă, apă nu se murdărește. Eu spun, cum n-ar fi, dar e murdărie, e murdărie. Înțelegi cum e cu gripa, așa, la cu ciumca și trebuie de șters icoanele acestea. Dar eu s-o plăt că ritualul ăsta cu să hrănești cu o lingură, toată lumea, ia ca aici eu te subțin, nu este corect. Asta este sfințenie, da? Dar dacă așa e caz, trebuie să fie la fiecare bățășor și pe bățășor la fiecare separat sau cum, adelnă, ca să da, separat. Da, acum mi-am adus aminte, Oleg, de inițiativa ta de a-și face fiecare biserică acasă. Ți-ai minte, am făcut un video cu tine și tu ți-ai făcut biserica acasă. Fiecare să roagă la el și nu vă duceți buluc toți acolo la împărtășani, la rugăciune, la poate icoane și mâna popii. Dar tu ai văzut biserica mea? Dar păi filmat-o, da. Dar eu pot să o transmit la WhatsApp și să pui la Curaj TV la solar. Dar păi este, am publicat-o, este pe Curaj TV, da. Acum mi-am adus aminte, cu ocazia asta, zic, ia uite ce prevăzător a fost Oleg Adrian și a făcut biserica acasă. Cum adică acolo și tămâie, și lumânare, că Domnul și permanent este cu tine, și aici în spital, și unde vrei, numai tu să crezi în el, da, el prin toate locurile este. Totuși aveți grijă și cu tămâia și cu lumânarea, mai ales cum ești nevăzător, să nu dai foc la casă. Oleșenica, eu am acasă 4 lămpi de cvarț, 90 de santimi, pe fiecare ungheri pus, eu nici n-am știut ca și coronavirus, dar la mine tot este, tot cum trebuie. Astea fac dezinfecție. Dar vezi să nu dai foc la casă cu tămâia și cu lumânările sau cu candela. Clar lucru, eu cu tămâie nu mă prefac copă mare, dar știu cum să mă folosesc, am speciale așa mari, ladăniță, o farfurie, bag acolo ladan, bag acolo carbun și îmi fac așa un fum. Că și dracu și domnul iese din casă, tăți iese de la fumul meu. Bun, Oleg, m-am bucurat să te văd mai bine, sper că ești mai sănătos și că luni când te externează chiar nu o să mai ai nevoie de medic. Lasă-i acum pe medici să se ocupe de cazurile urgente și văd că și în Moldova sunt tot mai multe și mai mult, lumea. De grab ajunge din urmă România. Și vreau să recomand, eu am fost la România, la București, la Iași am fost de mult, la Parascheva. Dar tu și unii ești, la București? La București, aici tot avem moaște, dar eu nu mă duc la biserică, nici la moaște. Eu știu că tu te duci la Sărmale. Da. Da, eu știi ce, Oleșca, m-am gândit să mă duc la București odată. Facem oarecare acolo o imagine, poate... O să facem, dar să treacă creza asta. Acum nu poate nimeni călători, așa că stai pe loc. Amu stau aici, facem imagini de aici, în spital. Da. Da, și mai vreau încă să rog un lucru. Oameni buni care se duc prin spitalul, lăsați linguri și părtinii în spital, nu luați la voi acasă. Mai fiți amabili, mai gândiți la alții. Câteodată vine și lingura nu-i nișasă, dar omului rău și el să gândește atunci la lingura, la asta. E că eu am... Eu o să mă duc, eu o să les la mine aici, în spital. Credeam că te referi să nu furi din tacâmurile spitalului, dar tu îi sfătuiești ca să aducă oamenii și să lasă tacâmurile lor în spital. Da, de atâta că trebuie să fie lăsat. Noi trebuie să iubim unul pe altul. Când te duci, eu când văd că moșneagul îți duci și e hartie și e în cilin, că te duci acasă, lasă-mă aici când vine un om bolnav și așa îi trebuiască și lui și el nu dovedit să cumpere, înțelegi? Mai ales cum acum nu-ți poate să ieși nici în magazin, nici să intri, nici aerul nu poți să scoți, nici să dai apă, numai decât trebuie să ne gătim. Și spitalul înainte aveau și farfurii și linguri, dar acum nu e nimic. Înțelegi că lingura se fură, farfurie se bate, cana tot se strică, dar dacă noi unul să gândim la altul și să lăsăm, atunci a să fie altfel, înțelegi? Pentru că spital tot n-are bani să cumpără farfurii și linguri permanent. De acord.